Hai să vedem, haideți că avem o legătură pe Skype cu un jucător care pe mine m-a impresionat foarte mult ieri. Este vorba despre fotbalistul Petrolului, de Marian Huja. Dacă ești în direct, salut, te salut, salut. Salut, salut. Salut, salut, salut. Dar care-i tot numele tău, numele tău complet? Marian Fernando Huja. A, și astea, Fernando sau și mai încă un nume? Nu, doar trei, simplu. Cum? A, deci Marian Fernando Huja, da. Mulțumim în primul rând că ai intrat cu noi în direct și pe lângă felicitări, ai și marcat, ai și jucat bine, așa. Vreau să ne spui, de ce lacrimile alea? Pe mine m-a emoționat foarte tare ieri. Că când m-am accidentat era un moment bun și îți dai seama când din acel mai urât moment din viața mea, ieri probabil a fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. La cât am stat și la cât am muncit să revin pe teren cu forță și cu putere. Și mai ales că sunt și fundaș și șansele să dau gol sunt mai mici, clar. Da, da, te-am văzut, adică pur și simplu a fost o emoție din aia adevărată, pură, adică lasă lacrimile, că știi cum e, toți mai plângem băieții, da? Dar am văzut o emoție cum rar am văzut la un fotbalist. Ce ai simțit în momentul ăla? Pace, pace în mine că m-a durut mult accidentarea asta, m-a afectat foarte mult mental, a fost într-un loc foarte, foarte de tristeță, mereu eram trist fiecare zi că cine vrea să accidenteze și că era și moment bun și a fost un a ieșit tot din mine în momentul acela că am fost puternic 10 luni și în momentul acela am lăsat și eu un pic de emoție afară. Crezi în Dumnezeu? Ești credincios? Da, cred în Dumnezeu și știu că golul ăsta n-am fost doar eu, m-am rugat și am gândit-o și mereu vorbesc cu Dumnezeu și mă rog să mă ajute să-mi dea putere. N-am putut să fac asta singur. Bravo, ce cuvinte frumoase. Chiar ești un tip senzațional și mă bucur mult că ai revenit. Vreau să te întreb ceva. Ți-a fost frică atunci când te-ai accidentat și în săptămâna următoare? A fost o frică în sufletul tău că nu o să mai revii? Că se termină cariera? Nu. N-a fost. N-a fost pentru că înainte operația la diferite. Acum operația la genunchi e ceva normal. Nu mai e atât de periculos, să zicem așa. Uh-huh. Recuperarea e mai importantă decât operația acum. Uh-huh. Deci ai sperat tot timpul, nu? Da, da. Am avut faith, nu știu cum să zic în românește. Da, încredere. Încredere, exact. Am avut încredere că asta a trebuit să pățesc. Uh-huh. Ca așa a fost să fie. Ca a fost, dacă vrei, o încercare de la Dumnezeu pentru tine? Așa o văd. Așa o văd. Să ajung mai departe. Să vadă dacă merit sau nu. Da. Ce vine pentru mine. Spuneai că ai fost într-un loc foarte urât, foarte trist. Care era? Care a fost locul ăla? Sufletul tău? Așa era sufletul tău? Da, da. Mereu mă gândeam, dacă nu mă accidentam, cum era viața. De ce m-am accidentat? Mă întrebam fiecare zi. Că am prins eu, jucam bunicel, jucam ok, am avut consistență, era mult hype, zicem așa, eram bine, eram fericit că jucam. Marian, ești prea modest, ai fost ales de către suporteri cel mai bun jucător al Petrolului din campionatul trecut. Nu jucai bine, Jol, erai chiar bun, erai chiar, se vorbea de că poți să fii în lotul lărgit al echipei naționale. Și acum, uite, hai că spun, făcusem devizul pentru asfaltarea parcării din fața stadionului când ai făcut gropile alea cu sania aia trasă de tine acolo, când m-ai deranjat de la muncă. Și am zis, băi, fac devizul să plătească omul, că mi-a făcut groapa aici în ăsta cu sania. Acum, pentru că ai revenit și ai dat golul ăsta, am rupt hârtia. Ai rupt hârtia, da. Da. Marian, dar spune-mi, te rog, cum a fost, să le readucem aminte oamenilor, tu ce ai pățit și povestește-ne puțin cum a fost calvarul ăsta, pentru că știi cum e, noi suntem în fotolie aici, în emisiune, pentru noi totul pare simplu, tu acum arăți bine, arăți sănătos, dar te rog, povestește-ne
pentru că sunt mulți fotbaliști care au trecut prin ce ai trecut tu și poate că o să fiu un exemplu pentru ei, poate o să le spui niște lucruri care îi vor întări, care le vor crește inima, le vor da mai multă ambiție. Deci ce ai pățit în Antalya a fost accidentarea, nu? Da. Ce ai pățit în Antalya? Din ghinionul meu, primul meci de pregătire amical, eram să joc doar 45 de minute și m-a întrebat dacă pot să joc 60, am zis normal că pot să joc 60, că îmi place să joc fotbal, de ce să nu? Mă simțeam bine și ultima fază, când eram să fiu schimbat, am pus piciorul prost, m-am împins un pic și am rupt ligamentul încrucișat anterior. Mm-hmm. Din momentul acela, cum am zis și înainte, că se pare că dispare tot de lângă tine, parcă nu mai știi, ești pierdut un pic. Și te gândești că jucai și erai într-o formă foarte bună și erai bine și poate prinde lotul din națională și este toate și a dispărut tot, din nimic, dintr-un moment foarte simplu. E dureros, foarte, foarte mult. Pleacă, vreau să te întreb ceva. Lumea, când nu mai ești pe val și pățești așa ceva, în afară de familie, nu vorbesc de familie, lumea, în general, pleacă din jurul tău, dispare și lumea? Eu am crezut că da, dar adevărul că nu. Pentru că după 4 luni am venit să văd un meci la Ploiești, la echipa și n-a uitat de mine, suporterii, să zicem așa. Eu am crezut că să fiu uitat și vine altul și gata, nu mai e uza și asta am crezut și asta dore, să fiu uitat. Pentru că eu nu joc fotbal din bani, eu joc să las ceva. Pentru că când mor, nu o să mor cu banii, o să mor cu ce am lăsat în spate. Ce am făcut, ce om am fost. Nu? Asta e cel mai important pentru mine. Da, așa este. Ai perfectă dreptate. Cum a fost recuperarea? Cât e de greu? E foarte greu. Eu sunt ambițios și eram la sală, făceam tratament 5-8 ore pe zi. Mă trezeam, mâncam, antrenam, acasă dormeam și din nou la sală mergeam și mă antrenam. Fiecare zi. Mă antrenam până n-am mai avea forță în mine, eram ca un robot, să zicem așa. Nu mai gândeam, n-avem emoții, doar muncă, 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 muncă. Cam câte ore pe zi? V-am spus, la 5-6 ore pe zi, așa era. Uh-huh. Dar ce e cu sănile, cu soția ta, că înțeleg, ce se întâmplă cu sănile, ce prietena, zice Vivi? Cu prietena, iubita ta. Nu, e un sled. E o chestie care o utilizam și încă o utilizez, care m-a ajutat să, din Portugalia, de la preparatorul meu fizic din Portugalia, m-a învățat și te ajută să găsiți forță în corpul tău, să ți-l calibrezi corpul și mi-e place să fac, mă simt bine și funcționează. Păi și ce rol avea iubita ta, prietena ta, ce rol avea? Cronometra. Motivare, probabil, vine, n-avea ce să facă și vine să se uite, să bate palme cum fac. Am înțeles, erai, cum să spun, glumind puțin, știu că nu e de glumă, dar acum că a trecut perioada, știi cum e, suntem cu zâmbetul pe buze, erai ca Rocky, ca în filmele cu Rocky, nu? Exact, exact, la fel eram, să știți. Da? Te-ai motivat și cu filme de genul ăsta, gen Rocky și așa mai departe? Nu, dar m-am motivat cu... Mă uitam la alți jucători care au trecut prin asta și care sunt bine. Mă uitam la Memphis Depay și el a rupt și în 6 luni jumate a jucat un meci oficial. Uh-huh. Și am zis, dacă el poate și eu pot. Uh-huh. Și asta m-a ajutat. Și mergeam și pesquizam pe internet să văd ce pot să fac mai mult. Să învăț, să știu ce. Până m-am accidentat, n-am știut. Sincer, n-am știut ce era LIA. Auzeam, dar nu știam ce era. Că niciodată nu am avut nicio accidentare și după am învățat pe toate să știu cum să am grijă de corpul meu în viitor. Și acum e un lucru și o muncă care trebuie să-l fac, să-i mențin. După accidentarea asta, așa e. Cât de tare doare fizic, doare piciorul, cât de tare doare? Momentul care se rupe un minut, așa, 30 de secunde, e doloros. E greu de explicat, dar tu simți că îți mișcă ca așa osul și dă un alt osul când iese din loc și e o durere. N-am simțit așa ceva în viața mea. Uh-huh. E foarte dureros. Și după aia, când începi recuperarea, cât de tare doare? Și atunci doare că
trebuie să îndoi genunchi, trebuie să faci multă mobilitate, forță. Uh-huh. Și de unde am fost operat eu, de la patela, doar știi mai mult că scot un pic de nos, sus, și încă astăzi am dureri după 10 luni. Simt dureri când alerg, dar face parte din proces. Poate o durere să-mi dea mai multă forță, să mă concentrez mai mult. Frica cât e de mare când reintri? Cât de mare e frica? Că eu cred că frica e un obstacol mai mare decât durerea în sine. Nu știu, așa cred eu. Poate greșesc. Frica. Adevărat. Adevărat. Că eu niciodată m-am făcut accidentare și după accidentare să-ți fie frică să calci sau crezi că e foarte sensibil și la orice mișcare se rupe sau ceva, e mare. Dar tu, ca fotbalist, trebuie să zici, ok, doctorul a făcut lucrul lui, ți-a antrenat bine cu un preparator fizic, a făcut tot ce a putut și acum trebuie să lași să treacă. Acum nu mai e mânele tale, nu mai e în controlul tău, ai făcut tot ce a putut. Dacă e să se rupe din nou, se rupe, dacă nu e, mai bine. Deci trebuie să înveți să trăiești cu frica asta? Nu, că la un moment dat este frica, că toată lumea a zis că o să există un moment la antrenament, la un match, care o să faci o acțiune și o să zici, oh, și gata, un click și iese din tine frica, că a zis, oh, sunt bine. Mm-hmm. Și înțeleg că a ieșit din tine. Asta, frica a ieșit. Da, de vreme a ieșit din mine. Eu am decis că nu o să-mi fie frică. Când îmi zice doctorul că pot să joc și pot să mă antrenez, mă duc și mă arunc cu capul. Nu mă mai gândesc de două ori. Am înțeles. Cum a fost la vestiare? Te-au felicitat băieții după meci? Cum a fost? Da, a fost good vibes în vestiar. Toți au fost fericiți. Am câștigat meciul. Un meci foarte important pentru noi, că n-am mai câștigat de mult. E un feeling foarte, foarte frumos să câștigi un meci de fotbal. Uh-huh. E ca un drog. Când câștigi astea 10 minute, ai emoții în tine și dopamină. Dar după trece rapid și te gândești, trebuie să câștig și următorul, că vreau să mă simt așa din nou. Uh-huh. Un lucru vreau să te mai întreb. Ce te emoționa cel mai mult ieri, ținând cont că ai intrat, ai dat gol, din tot ce s-a întâmplat în timpul meciului, după meci, când te-ai întors acasă, familie? Ce te-a emoționat sau ce gest ai văzut sau ai simțit care te-a emoționat cel mai mult în seara de ieri? Seara marii tale reveniri. Direct după gol. Momentul gol a fost cel mai mare moment, că după când am dat, după meci eram șocat, eram așa în un daydream, când am zis, chiar am dat golul ăsta, chiar am revenit după 10 luni și în debutul meu am dat golul ăsta. Ca fundaș e o istorie specială și e un moment care nu o să-l dă niciodată. Și de aici vreau să zic că am repornit de unde am lăsat-o. Că când am plecat, când m-am accidentat un moment bun și acum vreau să o iau de acolo și să mă duc cât mai departe. Ți-ai dat restart la viață. Așa, am fost... Eu văd că eu n-am pierdut 10 luni. Eu am câștigat 10 luni, că m-am pregătit și mai bine. Am mai multă forță, mai multă viteză. M-am uitat la mult fotbal, normal. Am învățat fotbal mai mult. Am altă idee de fotbal. Și asta... Și mai important, m-a dus și mai aproape de Dumnezeu, că în momentele astea ai nevoie de ceva sprijin, de ceva mai mare decât tine și decât orice. Și asta m-a ajutat mult. Și să nu uit, mama a fost numărul unu în lunele astea. Da? Ce ți-a zis mami aseară, mama ta aseară, după meci? Plânge foarte mult. A zis că pentru asta ai muncit, că pentru asta ai stat și... să am încredere în mine și că pot să mă duc și să ajung departe. Păi să știi la ce fel de om ești și fotbalist, dar om în primul rând, cred că o să ajungi departe. Chiar cred că o să ajungi departe.